Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit astăzi pictura și catapeteasma parohiei Răscruci din județul Cluj și a binecuvântat lucrările realizate la exteriorul locașului de cult. În continuare, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie pe un podium amenajat în curtea bisericii și le-a vorbit credincioșilor despre roadele iubirii vrăjmașilor. Că modelul suprem de iubire al vrăjmașilor este Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci când îl pironeau, atunci când l-au răstignit, Domnul Iisus Hristos s-a rugat Tatălui: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. I-a iertat pe vrăjmașii lui. Noi trăind însă într-o lume pragmatică, dacă reușim să iertăm pe vrăjmașii noștri, întrebăm: ce câștigăm de aici? Dacă reușim să iertăm, iată ce câștigăm. Ne spune Sfântul Siluan Atonitu. Vă citesc. Fericiți suntem noi creștinii ortodoxi, că Domnul ne iubește și ne dă harul Sfântului Duh. Și în Duhul Sfânt ne dă să vedem slava Lui. Și acum urmează pragmatismul. Dar pentru a păstra harul, trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile. Pentru întreaga activitate de 43 de ani în parohie, părintele paroh Ioan Câmpean a primit crucea arhiepiscopală. De asemenea, primarul comunei Bonțida, prim-epitropul parohiei și fundația Carlos Zoltan au primit ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. Membrii comitetului și consiliului parohial, precum și alți binefăcători, au primit diplome de cinstire. Satul acesta este satul lui Hristos, pentru că are o locuință închinată pentru Hristos, Sfânta Biserică. Iubiți credincioși, dumneavoastră, prin înfrumusețarea acestei sfinte biserici, v-ați învrednicit de o îndoită cinstire, una în fața lui Dumnezeu, căci v-a primit dragostea și a primit să fie aici cu noi. Iar a doua cinstire pe care o aveți e din partea oamenilor care vă prețuiesc în chip deosebit pentru ceea ce ați făcut într-un timp atât de scurt, știind că prin aceasta sunteți oamenii lui Dumnezeu. În această toamnă, aș zice, activității sacerdotale administrative a părintului Ioan Câmpean, se cuvine și dânsului a-i aduce mulțumire. Iar roadele acestei bunătăți se văd prin bunii credincioși de aici, dar și prin realizările deosebite pe care pe tărâm administrativ părintele le-a făcut. Sigur că nu putea să facă singur toate acestea, ci cu binecuvântarea bunului Dumnezeu, prin familia frumoasă dânsului, dar și prin bunii noriași, care au fost mereu alături. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Răscruci, comuna clujeană Bonțida, a fost construită între anii 1938 și 1940. Începând cu anul 2014, locașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, atât la interior cât și la exterior.